Elevii, studenții sau absolvenții de școli profesionale sunt așteptați vineri 28 septembrie la o întâlnire cu angajatorii din județ. Este vorba despre bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment organizat în holul Casei de Cultură a municipiului Suceava, dar și în localitățile Fălticeni, Rădăuți și Câmpul Moldovenesc. Conform statisticilor, sunt 417 locuri vacante în județul Suceava, din care 153 în municipiul reședință de județ. Numărul angajatorilor care au confirmat participarea a ajuns la 59. Domeniile cele mai ofertante la bursa din acest an sunt fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și a produselor textile, construcții, alte activități industriale, colectarea și tratarea deșeurilor, industria construcțiilor metalice, comerț, prelucrarea lemnului și fabricarea de mobilă. Absolvenții de școli profesionale pot aplica pentru meseriile de tâmplar, zidar, dulgher, confecționer, bucătar, patiser, ospătar, cosmetician, manicurist, mecanic auto sau cetecist. Absolvenții de liceu au la dispoziție joburi de recepționer, vânzător, asistent relații publice, lucrător comercial, casier, operator calculator. Absolvenții cu studii superioare pot opta pentru specializările de designer în industria de fabricare a mobilei, tehnician, normator, consultant financiar, economist, inginer automatizări sau inginer proiectant. Solicitanții fără nicio calificare se pot angaja ca muncitori necalificați în construcții, industria alimentară, fabricarea produselor din cauciuc, industria construcțiilor metalice sau femeie de serviciu.